Bună, dragii mei, filmez astăzi pentru voi un nou clip de MTs, produse terminate, pentru că s-au strâns ceva produse și am zis că trebuie să filmez, să arunc această plasă mare. Și haideți să începem, am să le iau în ordine aleatorie și am să încep cu un produs care mie îmi place foarte mult, este acest săpun de la Oriflame, este din gama Essence & Co. Este gama aceea promovată de Teo Trandafir. Îmi place foarte mult. Acest săpun este cu ingrediente naturale și uleiuri naturale și are extract de trandafir și lemn de santal. Fetelor, nu vă imaginați cum vă miroase pielea atunci când ieșiți din baie. Vi-l recomand, costă în jur de 9 sau 10 lei când este la reducere, dar are un gramaj mare de 150 de grame. Este superb acest săpun. Eu nu prea folosesc săpunul, dar acesta m-a fascinat. Trecem mai departe și am o spumă de păr cu keratină de la Saez. Eu sunt fan produse Saez, nu-mi irită scalpul, nu-mi deteriorează părul, nu-mi îngâlcește, așa că îmi plac foarte mult aceste produse. Spuma a avut un grad de fixare numărul 4 și mi-a plăcut foarte mult, am să o recumpăr pe aceasta. Am terminat un gel de duș de la Yves Rocher cu vanilie. Îmi place foarte mult esența de vanilie, înainte nu prea îmi plăcea, dar acum îmi place foarte mult ca și ingredient în gelurile de duș, săpunuri sau spray-urile de corp, nu în parfumuri, pentru că mi se pare un pic cam prea tare extractul de vanilie în parfum, dar în aceste produse de igienă corporală, da, chiar îmi place, iar produsele de la Yves Rocher mie îmi plac foarte, foarte mult. Am terminat un săpun antibacterial de la Protex. Mie îmi plac foarte mult aceste produse de la Protex. Cred că sunt cele mai bune produse de igienă. Acesta a fost Ultra Antibacterial Liquid Hand Wash și a fost, de fapt, o rezervă pe care eu am tot pus-o în acel recipient pentru săpun lichid de mâini. Și îmi place. Îmi place foarte mult. Simt acea senzație de curățenie și prospețime după ce îl folosesc. Mai departe, din gama Eleo, de la Oriflame, am terminat acest șampon. Este pentru toate tipurile de păr. Îmi place șamponul de la Eleo, dar acum am descoperit ultimul șampon lansat de către Oriflame. Am să vă vorbesc și despre acela. Este senzațional, deci nu am cuvinte la adresa lui. Îmi place foarte mult, are un miros foarte frumos ca produsele profesionale pe care le folosiți în saloane. De fapt, nu le folosiți voi, le folosesc hairstyliștii. Deci mi-a plăcut acesta și îl voi recumpăra dacă va fi la ofertă. Mai departe, de la Bottega Verde am terminat acest gel de duș cu lavandă. L-am folosit pe post de spumant de baie și mi-a plăcut foarte mult. V-am mai spus eu într-un video că îl voi folosi pentru acest lucru și mi-a plăcut. Chiar simțeam așa o senzație de fresh, de prospețime. Dacă suntem la gelurile de duș de la Bottega Verde, îl am și pe acesta cu vanilie neagră. În ultimul timp am descoperit că sunt fan al acestei arome. Această aromă am descoperit-o de fapt la Bottega Verde, pentru că nu vă imaginați, vanilia neagră are un miros diferit de vanilia clasică. Este mult mai elegantă ca și aromă, ca și esență. Cel puțin așa mi se pare mie, are un miros mai elegant. Iar această aromă de vanilie neagră pe mine mă fascinează. Inspirată fiind de clipurile de pe YouTube, am zis why not să încerc și acest șampon. Nu știu ce cuvinte să folosesc să-l descriu. Mi-a iritat scalpul destul de tare, adică imediat după ce îl foloseam începea să mă mănânce foarte tare capul. Am renunțat imediat la el. Cred că l-am folosit de 2 ore, apoi l-am folosit pe post de săpun lichid de mâini sau orice altceva, dar nu șampon. Este cea mai mare dezamăgire ever în materie de șampoane. Tot de la Bottega Verde am folosit și acele săpunele care veneau în cutiuța aceasta. Știți că v-am arătat-o eu într-un clip. Se lega frumos aici cu această fundiță. Săpunurile miroseau foarte bine în această cutie, în ambalaj, însă pe corp nu au avut același efect, deci pierdeau din miros și am avut impresia că ele oricum sunt cu ingrediente naturale și
Rar am întâlnit un săpun cu ingrediente naturale care să-și păstreze mirosul pe piele și după ce îl folosești. Acestea m-au cam dezamăgit puțin. Sunt cam singurele produse de la Bottega Verde pe care nu le-aș recumpăra din ce am testat eu până acum. În schimb, gelurile de duș sunt senzaționale. Vă sfătuiesc să mergeți să vă cumpărați. Am să vă las și un link în bara cu descriere și de asemenea un cod de reducere pentru voi. Și da, astea nu le-aș recomanda. Am terminat de la Oriflame un spray din acesta de corp, Mist Relax. Mi-a plăcut foarte mult. Nu pot să spun că își menține mirosul extraordinar de tare. Eu îl foloseam după duș. Nu știu dacă e un produs pe care l-aș recumpăra. Poate doar dacă rămân fără, dar am foarte multe spray-uri de corp în baie și nu cred că îl voi recumpăra cât de curând. Terminat un șampon de păr de la Pantene. Este cu ulei natural, terapie prin ulei. Mi-a plăcut, sunt fan Pantene, îmi plac produsele Pantene mai mult decât Nivea. Da, și l-aș recumpăra. Am terminat un gel de curățare de la Pure Skin, este primul pe care l-am folosit. În prima fază mi-a iritat fața foarte tare, mi-au apărut fel de bubițe pe față, după care am tot continuat, am zis că este imposibil să fie de la el și nu știu acum dacă a fost sau nu de la el, dar a fost ok pe urmă, însă nu l-aș mai recumpăra, nu curăță fața atât de bine pe cât aș vrea eu. De fapt, nu curăță machiajul atât de bine pe cât aș vrea eu, așa că nu-l voi recumpăra. Am terminat un săpun Kid din gama cu lapte și miere. Îmi plac foarte mult aceste produse, Milk and Honey, sunt organice și au ingrediente organice. Și îmi place de asemenea și mirosul de la ele. Este un miros foarte delicat, dulce și nu irită pielea. Am terminat un spray de fixare a părului cu keratină. Este pentru volum de la Oriflame. Mi-a plăcut, îmi plac aceste fixative și le tot recumpăr. Sunt și la un preț bun, le cumpăr și cu reducere, așa că de ce nu? Am terminat aceste șervețele de machiante cu arbore de ceai. Îmi plac mult și chiar simt acea senzație de prospețime după ce le folosesc. Le voi recumpăra, chiar le-am și acum și le voi recumpăra în continuare. Mai departe am aici două deodorante de la Oriflame, ambele Activel, cel cu rezistență 48 de ore și cel de la Eclat Fun Weekend. Îmi plac ambele, însă dacă ar fi să aleg între unul dintre ele, aș alege pe cele din gama parfumurilor. Dar ca și rezistență, ambele sunt rezistente. Am terminat acest gel de curățare de la Novage, din gama Novage. Îmi plac foarte mult produsele acestea din gama Novage și îmi plac în special aceste geluri de curățare. Curăță foarte bine și tenul și machiajul de pe ten, absolut tot. Îmi plac foarte mult și întotdeauna ați văzut în unboxing-urile mele că eu îmi cumpăr acele seturi Novage, deoarece cumpărate per set ies undeva la jumătate ca și preț față de cum ar fi prețul dacă le-aș cumpăra separat. Am terminat această mască Total Repair, o mască ultra concentrată de la Elsev, L'Oréal Paris. Îmi plac produsele Elsev, îmi plac foarte mult, toate produsele de păr de la Elsev mi se par senzaționale. Mirosul este superb, îmi place și cum miroase și o voi recumpăra. Am terminat încă un pachet de șervețele de machiante, acestea sunt din Kaufland. Mi-au plăcut și acestea foarte mult, sunt cu castravete pentru ten sensibil și da, le-aș recumpăra, au fost foarte ieftine, 1,50 lei, parcă chiar sunt bune. Am primit aceste kituri mai am încă unul, din farmaciile Sensiblu. Sunt niște kituri de la Vichy pentru testarea gamelor lor. Mi-au plăcut toate, dar mi-a plăcut în special, eu sunt fan Aqualia Thermal. Am folosit an la rând această gamă, Aqualia Thermal. Și da, mă bate gândul să schimb un pic cremele pe care le folosesc acum, cele din gama Novage.
celulele colagen cu celulele stem din plante, cu acestea pentru un timp. Am terminat un șampon de la Elsev. Ce să vă spun, este un șampon reparator, îmi place foarte mult. De asemenea și mirosul acestor șampoane este unul foarte, foarte frumos. Netezește fibra capilară și acoperă crăpăturile. Este cu ceramide, mi-a plăcut foarte mult și îl voi recumpăra, chiar voi recumpăra pe acesta. Am terminat un gel de duș Blue Wonders de la Oriflame. Știți părerea mea despre gelurile de duș de la Oriflame, nu are sens să vă mai tot bat la cap. Nu sunt fan aceste produse de la Oriflame, dar l-am încercat așa să fie. Am terminat acest parfum de la Caudalie, dar uitați cum a ajuns, nu știu, cred că s-a pierdut pe aici păpăcelul. Mi-a plăcut, foarte mult mi-a plăcut și am să-l caut să-l recumpăr. Da, foarte frumos miroase și chiar și păstra mirosul. Am terminat acest gel de duș Bright Bouquet de la Oriflame, la fel, nu are sens să vă spun, aceeași problemă ca și la gelul de duș anterior, nu sunt fan, nu-l voi recumpăra. Crema mea de mâini preferată de la Oriflame și de la toate firmele este aceasta Silk, îmi place foarte mult, miroase foarte frumos, are un miros foarte subtil și este excepțional de bună. Are o hidratare de 24 de ore și chiar își face treaba foarte bine, iar prețul este undeva la 7 lei. Am terminat acest body mist de la Victoria's Secret. Mirosea foarte, foarte frumos. Din păcate, nu prea am de unde să-l recumpăr. Eu l-am primit. Dacă îl voi găsi pe aici, pe ceva site-uri, îl voi recumpăra. Am terminat acest ulei de păr de la Eleo, mi-a plăcut foarte mult. Uleiul care a apărut acum, varianta aceea nouă, nu-mi place atât de mult și se consumă foarte repede, în schimb acesta chiar îmi place mult. Am terminat un fond de ten, Accord Parfait de la L'Oreal. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte, foarte mult. Este extraordinar de bun pentru vară, pentru că este ușor pudrat. Și îl voi recumpăra cu siguranță la vară. Chiar îl voi recumpăra pentru că și-a făcut treaba foarte bine în vara aceasta. Și acum mai am un mini parfum, iarăși am pierdut capacul, de la Jup. Deși a fost bărbătesc, este bărbătesc. Parfumul l-am folosit eu, mi-a plăcut foarte, foarte tare. Jup Om, atât. Îl voi recumpăra cu siguranță, chiar am de gând să-l caut. Am terminat acest parfum, apă de toaletă, de la Oriflame. Preppy Chic. Preppy Chic, l-am folosit după duș și da, a fost ok. Nu cred că mai există în catalog. După duș am folosit și acest parfumel. Se numește First Rendezvous. Tot de la Oriflame, îmi place foarte mult sticluța, nu știu, aș păstra mai mult pentru sticlă. De fapt, aș face eu o chestie, ceva, nu știu ce, dar l-aș păstra mai mult pentru sticlă, pentru că îmi place mult sticluța lui. Am găsit și căpăcelele. Am dat parfumul Alien, mai am încă unul de 90 ml. Varianta maximă a acestui parfum este de 90 ml, îl găsiți în 30, 60 și 90 ml, deci nu îl veți găsi în cantități de 30, 50 și 100. Dacă îl veți găsi în aceste cantități, nu este parfumul original. Ăsta îl am din Franța, când am fost în Franța, și pe celălalt l-am primit din Franța. Da, îmi place foarte mult acest parfum, este perfect pentru